Președintele PDL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că își dorește o campanie electorală decentă, de construcție, cu idei și opinii despre dezvoltarea județului. Sloganul de campanie ales de președintele Gheorghe Flutur este „Fapte din inimă”. A fost aleasă această sintagmă deoarece se referă la inima ca simbol al ARD și la realizările lui Gheorghe Flutur din mandatul de președinte al Consiliului Județean, senator și ministru. Doresc și am cerut și colegilor, camarazilor mei de echipă, o campanie civilizată, de construcție, cu idei, păreri, sugestii despre dezvoltarea Sucevei. Am finalizat, conform legislației, materiale de campanie. Vreau să vă anunț, ca să știți și dumneavoastră, sloganul de campanie pe care mi l-am ales este unul simplu, care mă caracterizează, simt eu, fapte din inimă. Vorbim de inimă ca simbol al Alianței România Dreaptă, organul care pulsează, și simbolul ăsta nu este întâmplător. Vorbim de fapte, lucruri despre care se poate vorbi și sucevenii știu, realizări făcute de mine și de echipa mea în mandatul de președinte al Consiliului Județean, dar și în mandatele de senator pe care le-am mai avut și de ministru al agriculturii. Gheorghe Flutur a subliniat că în trecut a condus campanii electorale la nivel național ce au avut rezultate bune. În câteva campanii electorale la rând am fost navetist la Suceava, am condus campanii naționale, mi-am alocat mult timp și nu-mi pare rău, ce-i drept, pentru a conduce campanii la vârf, cu succes, și la prezidențiale și alte tipuri de campanie. De data asta eu am cerut colegilor de la vârf ca acolo cineva care nu candidează să coordoneze campania, iar eu să am timp mai mult pentru a coordona campania de la Suceava a ARD-ului,